Da. Și astăzi, luna este în semnul leului, deci soarele și luna în semne de foc, energie, entuziasm, dinamism. Pentru că tot este în semnul leului, se pare că leii sunt cei mai buni receptori ai acestei energii. Se confirmă din plin la noi în platou. Pe de altă parte... Thank you! Nu-i așa? Lei! Vă deranjez? Pe de altă parte, bineînțeles că și mâncarea este o sursă de energie și mâncarea în general ține de soare, vitalitate, sursa energiei. Astfel încât vedem multe lucruri plăcute, interesante la mâncare. Pe de o parte, sursa de energie, pe de altă parte, prilej de apropiere între noi, de strângerea familiei. Pe de altă parte, redescoperim plăcerea lucrurilor făcute cu mâna noastră. Iată ce am astăzi pentru cele 12 zodii. Berbec. Bună dispoziție, energie debordantă, poate și idei. Aveți cui să le expuneți și poate că veți fi liderul neoficial al unui grup, al unui proiect. Foarte posibil să vă strângeți mâinile cu cineva după o dispută recentă și redeveniți prieteni, aliați, colaboratori. Taur. Cum necum vor apărea oportunități să faceți bani în perioada următoare, astfel încât să le asigurați alor voștri tot ce le trebuie. Inspirație culinară. Le pregătiți celor dragi un meniu special, dulciuri sănătoase de casă și fructe pentru cei mici. Gemeni. Emoții senine, farmec, cochetărie. Atrageți, inspirați încredere, creați atmosferă plăcută, aveți o vorbă bună pentru fiecare. În plan sentimental se pare că aveți cel mai mult de câștigat în perioada următoare. Este posibil o împăcare spectaculoasă, dispar bănuieri, neînțelegeri. Rac. Vă gospodăriți, consumați din rezervă înainte de a reface niște stocuri. Vorbiți cu omul iubit despre bugetul de cheltuieli, eventual despre reeșalonarea ratelor. Vă întrețineți telefonic sau online cu rude sau prieteni buni aflați de departe, vă încurajați reciproc. Leu, sunteți răsfățatul copiilor voștri, vă vor alături de ei, la joacă, la televizor, faceți schimburi de pase. Sau poate că vă doriți un copil și tocmai despre asta vorbiți cu partenerul de viață, că doar nu va ține această situație la nesfârșit. Fecioară, liniște, odihnă, timp doar pentru voi. Poate că reflectați acum la o propunere recentă, la schimbări de la locul de muncă sau din domeniul vostru de activitate. Poate că încep să apară roade ale căutărilor voastre recente și prezentați celor apropiați un model, un prototip, ceva făcut de mâna voastră. Balanță. Poate că ați trecut de etapa îngrijorilor și sunteți în plină acțiune, căutări, experiențe. Mare interes pentru exerciții fizice și da, țineți neapărat să vă mențineți forma fizică. Încăpățânare. Puțin probabil să vă mai deruteze acum aprecieri, glume sau răutăți ale altora. Scorpion. Găsiți destule de făcut în casă în această perioadă. Foarte posibil însă să vă îndreptați atenția asupra unor lucruri care necesită îndemânare și fantezie. Ceva la care vă pricepeți foarte bine și de pe urma cărora ați putea câștiga cât de curând, vânzând eventual pe net. Săgetător. Nu v-ați pierdut optimismul și nici răbdarea. Visați la momentul în care veți ajunge în locuri depărtate, exotice, pe care le aveți pe listă de multă vreme. Acumulări intelectuale remarcabile ale copiilor în această perioadă, mai ales dacă primesc și explicații legate de cele citite de ei acum. Capricorn, firii întreprinzătoare, vă gândiți la viitor și analizați poate investițiile de care ați avea nevoie pentru momentul în care lucrurile vor reveni la normal. Este bine să aveți temele deja făcute. Chiar și pentru voi ar putea fi o surpriză schimbarea de preferințe culinare în următoarele săptămâni. Corpul se adaptează. Vărsător, poate dați de cineva mai sensibil și va trebui să luați cu încetul, să țineți cont de temerile sale, să-i răspundeți la întrebări. Vă lipsește entuziasmul celor mici și vă veți face un program destul de complex împreună cu ei. Joacă, lecții, exerciții fizice, ghicitori. Pești, vă dau târcoale amintiri, eventual semne de întrebare, niște păreri de rău. Reanalizați, poate o situație, o persoană sau o relație, vedeți acum cu alți ochi evenimente petrecute cine știe când. Curățenie, ordine, faceți casa să zâmbească, poate o arătați fără să vreți online celor cu care vă conversați actualmente. Să avem o zi bună! Da,